Ba da, Patrick, o înțelege. Ce frumos. Mai ce? Ai vreo scrisoare? Dar ce-s astea? De la Bogdan. De la Bogdan? De la Bogdan. Bogdan, când o să vezi asta, să știi că îmi pare rău că nu, n-ai mai rămas aici să te cunosc. Și îți mulțumesc din tot sufletul meu pentru cadoul ăsta și că te-ai gândit la mine. Haideți să-l aplaudăm. Bravo, Bogdan. Da, în gală am auzit când el ți-a spus că regretul lui ești tu, tu că da. Nu te-a cunoscut pe tine. Acum mă face să mă simt tare prost. De ce? Bun. Eu n-am nimic. M-am pregătit. Ne-ați luat ceva? Nu. Ce ai zis, Patrick? Vă vedem. Chitina. Pe unde hai să mergem toți odată. Prin grădină toți. Sau? În grădină. Prin grădină? Hai noi să le zicem că nu le-am luat nimic. Dar noi am uitat, n-am. Dar noi trebuie să așteptăm sau să le dăm nu acum? Nu știu, dar n-am zis nimic adică. Ar zice noi să nu, zicem că nu le-am luat nimic. Da, da, da. Îmi pare rău, dar n-am avut timp. Poate să numim? Eu v-am zis. Vreau să văd rujul. Acum o să fiu supărată pe voi, că l-ați votat. Stai să venim toți, hai să-l așteptăm și pe Radu. Dacă Radu are funga mare. Dar credeți că ei au luat pentru toate sau? Nu, au luat fiecare pentru fiecare. Poftim? Cum te simți? În plus, și eu cu o durere din aia cruntă. La ce am vorbit. Poate cineva s-o gândiți. Da. Fii mai bun, fii adevărat. Credeam că zici. Spune da, nu spune nu. Am vorbit cu Giulia înainte de emisiune și spuneam că oarecum cred că testul adevărat nu este pentru persoanele care își găsesc pe cineva, ci pentru persoanele care sunt singure. Pentru că în momente, în momente de genul chiar ajungi să te simți în plus. Colindătorii! Cătiu-mi fericit! Merry! Primim colindătorii, da. Șterge-te, șterge-te, Andrei, șterge-te. Da, da. Dar ne ridicăm sau? Da, deci nu cred, trebuia l-ai luat. Cătiu-mi fericit! Mulțumesc! Tu mare drag, Cristinuța mea, să te țină Dumnezeu sănătoasă! Ce faci? Și toate țină Dumnezeu! Mă simt extraordinar! Da, mi-a luat! Pentru că îmi revin! Îl luam cadou, merg să-l iau imediat! Cred că îmi dau seama! Dar nu știu dacă e... Vai, 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 că nu-i dau eu atenție! Preferatul meu! Ce culte! Și un... Ia, și pentru mine. Da. Undeva. Da, wow. Fericit. Mulțumesc, la fel. Trebuie să vezi. Vezi, eu nu m-am gândit. Nu? Lasă, că tu ai mai mulți bani. Buciți-o luat. Știu, da. Dar și bunici. Mulțumim fericit. Mulțumesc. Poți pup sau? Da. Așa. Da, am cadouri multe. Hai, Crăciun fericit. Noi fetiți, eu nu vreau să vă dezamăgim. Crăciun fericit. Mulțumesc mult. Nu vrem să vă dezamăgim, dar nu, noi nu v-am luat nimic. Prea trebuie că mi-a zis cineva. Eu m-am dat de gol. Uite aici. Vai, nu cred. Deși e drăguț. Este să vă duc. Vedeți că sunt mai multe lucruri acolo. Maestru. Da. Ce drăguț. Hai să o bază de din astea. Da. Deci e o bluză. E o bluză, da. E o bluză. Mulțumesc, dă-ți mai cu o dată acum. Mulțumesc. Foarte drăguț din partea ta. Îți va rămâne amintire pentru totdeauna. Exact. Îți aminte de... O să-mi amintesc de tine. Dar văd că n-ai cu... Albastru? Da. Nu. Te-am nimerit măcar? Nu? Perfect, bine că nu... Fericit. Este al doamnei Andreea. Păi stai că mă ridic imediat. Haide. Hai să vedem... Cum se desface? Așa, aici, nu apăs? Nu, 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 uite, are aici o chestie, vezi? Înțelegi? Deci lasă că mai ești supărat pe mine? Hai, deci nu pot să cred. Sau poate trebuie să uite, pată. Cade. Bun, ok. Asta am prins-o. Bun. Deci asta ta o băgăm înapoi, frumos. Așa. Pe aici. De asta nu se pune, da? Da. Ce am făcut? Dar cum se bagă tu? Asta le iubesc. Asta le iubesc. Nu te-am pupat, Radu. Hai, vino să te pup. Nu, mulțumesc mult. Nu? Asta? Da, asta să punem mai pe mijloc un pic.
A, dar nu, că se pierd, sau? Nu contează. Dacă vreau să... Vă plac bebelușii? Da. E drăguță. Da. Ești la două bebeluși, dar n-am știut. Dar tu ești bebelușul meu. Bebeluș. Ce? Catinca. Așa? Ceva? Nu, trebuie să o pui acolo. Nu toată, nu toată, nu toată. Ah, ok. Doar un pic. Mamă, și abia. Ai putut. Iată să vedem. Uite. Merry Christmas, copil mic și frumos. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Semnat Moș Crăciun. Moș tânăr sau moș bătrân? Păi nu știu, am întâlnit cu el. Dragă Bianca, m-am întâlnit pe drum cu un băiat pe nume Iuruț și mi-a povestit despre tine, cât de mult ține la tine. Mi-a spus să-ți transmit un mesaj. Bună, Bianca, să-ți spun că cel mai minunat lucru din acest an a fost atunci când m-am decis... Ia, stai că plâng. Nu plâng acum. Când m-am decis să intru în casa iubirii pentru tine. Pentru prima dată în viață simt că am găsit ce căutam. Vrei să-i dai și lui Radu îmbrățișare? Dar el nu vrea. Păi du-te peste el direct. Bă, dar l-ai scos și tu ăla aici, bă, Radu. Eu i-am zis. La mine, smici, smici. Hai să vedem ce am primit. Ăsta albastru. Deci mi-e un puf. Repede că ai parfumuri bune. Dă-mi un puf. A, am primit și de la Radu. Noi. Asta e scumpă. Eu știu ce. Eu deja știu. Deschideți! Deschideți! Nu pot să cred. E bă... Nu știu. Îmbrățarea aia, da. E aia care ziceam eu. Mă... O fi de la vârtul ăla din gală? De la? De la vârtul ăla. Cred că da. O să-ți scoate ochii toată viața. Cred că mi-ai dat gândurile. N-are cum, că e... Te pun... Te pregătesc. Fii să ai tu, bebe. Te călesc. Mă călești? Să fii călită, da. În emisiunea asta... Viața, destul, mă mai trebuie să-mi dai și tu lecții, da? În competiția asta nu trebuie să-ți crească. Și Radu mi-a luat. Trebuie să iei zile. Ia, să-l văd. Și tot albastru ți-o lași. Bebeluși. Bebeluși emisiunii. Bebeluși emisiunii. Deci nu știu că asta e o colecție de vară. Nici nu știu de... Vreau să scot. Mai aș vrea să-mi pun. Mor cu uite și eu am ceva pentru tine. Nu te cred. Nu te cred. Serios. O să-mi foarte placă. O să-mi foarte placă? Uh-huh. Nu te cred. Cred că da, da. E ok așa? Da. Wow. Mamă, chiar e fain. Bă, Cristinuța mea. Și știi să-l port în emisiune? Bă, dar ce material vă putici? Te mângâi pe piele. Păi... Mărimea? Mărimea M, ui. Bravo, mă, de unde știi că am M? Am bănuit, știi că chiar am întrebat acolo, am arătat și poză. Cu cine, cu mine? Dar numai corp, așa. Nu cred. Foarte frumos, Radu, mulțumim. Cu drag. Ia. Ai încercat parfumul meu cu el? Da. Place? Doase bine. Place. Are gusturi bune, Cosmin. Am fost amândoi. Eu, prost. De ce? Da? S-a hotărât greu? Poate că am văzut sincer? Un pandantiv de la Bianotio Cristine. Tu ai dat startul? Da, clar. S-a luat după mine. Și a luat ceva lui. Dar mie nu mi-a luat o... Mi-am inteles că... Mă așteptam la o... Ceva ceva să fie special. Adică tu când ai ales tot. Nimic. Să văd, da. Mă așteptam să fie ceva. O ață în partea ei. Să-i dau un cap de ață. Ceva. De asta nu trebuie să ai pregătit. Spre exemplu, vrei să-ți spun sincer? Eu m-am așteptat, am zis că n-o să gândească nimeni la mine, știi? Așa. Da, normal, m-am gândit la voi toate. Da, m-am gândit. Te-ai speriat? Îți place ciocolata albă? Ia, ce faci? Ce? Hello. Nu pot să mă ridic să alerg după tine, care Robert, duci tu, te rog. Lasă-l pe Robert să se ducă Robert. Mergi Robert? Ba da. Mergi tu? Mergi tu după ea, te rog. Se simte prost, se simte în plus. Du-te, mergi tu. Haide. Du-te, du-te. Robert, e o cază perfectă. Hai, du-te, du-te, că vine imediat. Pe mine te-ai supărat? Nu m-am supărat pe tine.
Pur și simplu, așa, am venit peste tot și toată lumea e fericită și contextuzat. Dar Robert a venit chiar peste un nu știu. Doar că e greu, știi? Ți-aș fi plăcut să fie momentul ăsta așa alături de el? Stai în seama. Nu poți accepta că s-a terminat așa fix de sărbători? E greu, tu stai în seama, e foarte greu. Nu mă așteptam, Patrick, chiar mă așteptam să fim bine. Mi-e greu să-l văd și așa, mi-e greu, știu că nu e și el, nu-i bine. El e tensionat, așa e tensionat astăzi. Nici pentru el nu e un Crăciun fericit. Știu. Și a intrat destul de... E foarte greu să zic, sincer, mi-e foarte greu să dau un context ăsta așa, să-l văd, să-l văd și pe el așa și să-mi dau seama că a fost o experiență faină, știi, toată casa asta iubirii, dar a fost și greu. Și acum sunt și sărbători, dar și eu sunt singur. Și tu ești singură. Da, nu e așa, nu e același lucru. Uite, spui că încă ai conexiunea aia cu el și acum simțeai să ții Crăciunul cu el.